Pentru că este o promisiune a lui Dumnezeu. Și o promisiune întotdeauna este așteptată ca să se împlinească. Noi ne-am obișnuit cu gândul că suntem muritori, privind doar spre această viață, care nu este altceva decât un tronson existențial din parcurgerea infinitului nostru. Noi venim din infinite realități existențiale, poposim pe Terra un tronson existențial numit convențional viață, care începe cu nașterea și se termină cu moartea, și ne propulsăm, să spunem, sau plecăm în infinite stări existențiale. Eu le numesc aceste stări rostogoliri existențiale. Sigur că atunci când plecăm din această viață, știm că mergem în infinit, în veșnicie, și că viața nu se termină, viața propriu-zisă. Nu ne referim la viața biologică, la viața în trup. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a vorbit despre învierea morților și ne-a făcut o promisiune că viața noastră este veșnică și este și o răsplată, așa este privită ca o răsplată pentru cele care le-am petrecut în această viață. De aceea tot ceea ce facem în viața de aici ne marchează pentru veșnicie. Biserica propovăduiește această învățătură, care este chiar o învățătură esențială și fundamentală, pentru că dacă moartea propriu-zisă ar fi finalitate, atunci nimic nu ar avea rost din cele pe care le petrecem aici. Aș dori chiar ca să spun punctual anumite lucruri. Care ar fi rostul strădaniei noastre? Care ar fi rostul credinței noastre? Chezășia învierii noastre este învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Iar Sfântul Apostol Pavel întreabă așa: dacă Hristos nu a înviat, atunci zadarnică este credința noastră, zadarnică este și mărturisirea voastră. Adică toate cele care privesc traiectoria vieții noastre sunt zadarnice. Noi ne împlinim tocmai în această împlinire existențială în învierea morților. Aș dori ca să spun un lucru în felul următor. Moartea, de fapt, este o trecere. Și filozofii au spus și unii teologi, unii sfinți părinți au spus acest lucru. Este o trecere dintr-o etapă existențială într-o altă etapă existențială. Noi cunoaștem în traiectoria noastră existențială două etape. Etapa numită starea de pântece, care este de 9 luni, dar noi nu știm timpul de acolo, din acea viață, cum se măsoară, și starea vieții acesteia pe Terra, să spunem. Cele ce se întâmplă cu noi în pântecele mamei, nu le vom reține în următoarea etapă. Mă gândesc dacă va exista o memorie a ceea ce s-a întâmplat în viața de aici, în etapa următoare. Însă putem să constatăm ceva foarte interesant. Traumele care afectează viața de pântece rămân după aceea cu urmări în viața de zi cu zi, în viața de pe Terra, în viața noastră, care începe odată cu nașterea și se termină cu moartea de aici. Așa credem că cele care le facem aici ne marchează veșnicia. De aceea trebuie să fim foarte atenți la traiectoria vieții noastre, pentru că va exista cu siguranță un timp veșnic în care Dumnezeu ne rânduiește împlinirea vieții, pentru că El ne-a spus că moartea nu este finalitate, ci doar trecere dintr-o stare existențială într-o altă stare existențială.